Asociația Tinerilor Ortodoxi din Roman organizează anul acesta a doua ediție a evenimentului Dăruiește o bucurie din suflet de copil, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Scopul este adunarea de jucării pentru copii din familii defavorizate. Așadar, dacă nu știți ce să faceți cu jucăriile care nu-și mai găsesc locul în casele dumneavoastră, alegeți să bucurați copiii mai puțin fericiți de soartă. Suntem la cea de-a doua ediție în cadrul acestui proiect Dăruiește o jucărie. Eu sunt la prima ediție și ce pot să vă spun? Abia așteptăm să vină cei care doresc, care practic au jucării, hăinuțe, orice este bine primit, să ne dăruiască, să putem face fericiți acești copilași cu ocazia aceasta de 1 iunie. Cine poate veni să dăruiască și unde anume ar putea veni oamenii ca un punct fizic să lase aceste obiecte? Oricine poate veni, dărui, cine dorește, cine are, poate dărui o jucărie, o ciocolată, orice este bine primit, o hăinuță, la Biserica Sfinții Voievozi sau poate lua legătura cu mine, pe Facebook este anunțul și am și numărul de telefon. Ați stabilit deja și anumiți copii la care vor merge aceste daruri? Anul acesta încă nu am stabilit, dar urmează în prealabil. După ce se strâng, să stabilim cui. Familiei defavorizate, copiii în general. Toate jucăriile vor fi strânse de voluntarii Asociației Tinerilor Ortodoxi Roman până pe 27 mai. Pentru alte detalii puteți apela numărul de telefon 0765 227 129.